și-l voi preamări aducându-i mulțumire, să vadă ce-i umil și să se bucure. Răspunde-mi, Dumnezeule, în timpul bunăvoinței tale. Căutați-l pe Dumnezeu și inimile voastre se vor bucura de viață, căci Domnul îi ascultă pe cei săraci și nu-i uită pe prizonierii săi care sunt în închisoare. Răspunde-mi, Dumnezeule, în timpul bunăvoinței tale. Bucură-te, Regele nostru, Tu singur Te-ai îndurat de noi în rătăcirile noastre. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, unul dintre cei 12, care se numește Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei și le-a zis: ce-mi dați ca să-l dau pe mâna voastră? Ei i-au fixat 30 de arginți și de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor. În prima zi a azimelor s-au apropiat de Iisus discipolii zicând: unde vrei să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? El a spus: mergeți în cetate la cutare și spuneți: Învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine voi face Paștele cu discipolii mei. Discipolii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. La lăsatul serii, stătea la masă împreună cu cei 12 și în timp ce mâncau, a zis: adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda. Întristați peste măsură, ei au început să-i spună unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? El, răspunzând, a zis: cel care și-a întins mâna cu mine în blid, acela mă va trăda. Căci Fiul omului merge după cum a fost scris despre el, dar vai omului acela prin care Fiul omului este trădat! Bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut. Atunci Iuda, cel care avea să-l trădeze, luând cuvântul, l-a întrebat: nu cumva sunt eu, Rabi? El i-a răspuns: tu ai zis. Cuvântul Domnului. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, vineri după amiază, ajunge sărbătoare, moarte de om, tristețe și victorie pentru unii. Da, suntem la stațiunea 14, moartea lui Iisus și mai ales îngroparea sa, înmormântarea sa. Mai întâi de toate, să spun că suntem în afara orașului, în afara Ierusalimului. Da, nu avea cum să moară, cum să profaneze marele și sfânt oraș un condamnat la moarte. De aceea i-au scos afară pe el și pe cei doi tâlhari, i-au dus în afara orașului. I s-a luat dreptul de a rămâne în cetatea sfântă pe care Iisus a iubit-o. Și ajunge acolo, acea vinere tristă, cea mai tristă din istoria omenirii, de mii și mii de ani, nu știu câte mii de ani or fi, dar oricum cea mai tristă zi a fost aceea, pentru că a fost un fel de victorie a răului asupra binelui. A fost ziua în care omul, creatură, l-a ucis pe creatorul său.
Este ziua în care omul nu știe să recunoască de fapt binele, frumosul și sacrul de lângă el. Și iată că a murit și a dat sufletul. Imediat după aceea, evangheliștii ne spun că Maria era acolo și a fost pus în brațele ei. Durere de mamă. Este, nici nu trebuie să o descriu eu, toată lumea are această, eu știu, capacitate de a o gândi și de a-și o imagina. Urmează acum restul. Ce se poate face cu un trup mort? Normal, noi spunem că se mai păstrează 2-3 zile. Dar la evrei nu este acest obicei, ci se îngroapă, dacă se poate, chiar în acea zi sau imediat a doua zi. Da, aici iarăși este o situație aparte, pentru că este sărbătoarea a doua zi. Și l-au luat jos. Ce se întâmplă cu el? Vedeți un apostol în jur? Eu nu văd niciunul. Mister, ce se va întâmpla cu acest trup? Va rămâne acolo aruncat undeva? Aici este interesant că niciun apostol nu e acolo. Probabil și-au văzut, ori s-au speriați, ori și-au văzut de sărbătoare, nu știm. Pentru mine rămâne un mister. Unde sunt apostolii acum? Pentru că peste câteva zile vom găsi încuiați. Nu mai credeau că Iisus este Dumnezeul lor, probabil. Nu mai credeau nimic. Au fugit. E curios că doi evrei, doi oameni, străini oarecum, dar veți vedea că nu sunt străini, au inițiativă. E foarte important să ai inițiativă. Pe nimeni nu interesa că Iisus a murit. Maria era, de ce să facă ea? Pentru mine, personal, este întrebare. Unde sunt acești oameni care i-au spus și la moarte merg cu tine? Și vin acești doi oameni, vă spuneam eu, Iosif din Arimateea și Nicodim. Doi prieteni din înalta clasă, evrei. Cu siguranță ei n-au votat moartea lui Iisus. Tocmai de aceea au voit să aibă grijă de trupul mort. Iosif din Arimateea, cel care a mers cu curaj la Pilat și a spus să-i dea trupul lui, sigur că era trupul unui condamnat, n-avea dreptul la mormântare, vă dați seama, și asta e o problemă, și merge și cere un evreu. Și Iosif din Arimateea azi, nouă, parcă ar vrea să ne spună și istoriei, ce mare șansă am avut eu și voi de a fi ucenici ai acestui Iisus. Mai înainte eu eram un ascuns, stăteam deoparte, dar acum simt că am un mare curaj. L-am înfruntat chiar și pe Pilat ca să-mi dea trupul, un trup mort, e adevărat. Continuă, parcă să ne spună acest Iosif din Arimateea, dar mai mult decât curajul, e vorba de o afecțiune, de milă, dar și de mare bucurie. Sunt tare bucuros că am reușit să pun la dispoziție un mormânt nou, săpat în stâncă. De aceea eu vă spun, voi să-L iubiți pe Mântuitorul vostru. Iar Nicodim, un alt evreu care a venit noaptea la Iisus de frică, de frica celorlalți oameni din Sinedru, parcă ar vrea să adauge, pe timp de noapte am trăit prima mea întâlnire cu Iisus. M-am dus noaptea la El. Mi-era frică. El m-a invitat să mă renasc de sus. Doar încetul cu încetul am început să înțeleg aceste cuvinte. Acum sunt aici pentru a-i cinsti aceste mădulare. Cu bucurie am procurat mir și aloie pentru el, dar el, și aici sună ceva frumos, dar el a făcut mult mai mult pentru mine. Mi-a parfumat viața. Iubiți credincioși, acești doi oameni au oferit tot ce aveau ei. Iosif din Arimateea, mormântul. De ce spun mormânt? I-au oferit mormânt? Pentru că în zona aceea unde a fost îngropat Iisus, nu era cimitir. Cimitir era mult în altă parte. De aceea, pentru ei a fost un alt mare act de curaj să sape acolo unde nu era mormânt. De aceea, spune Iisus, a format un mormânt nou, spune evanghelistul, nou și curat. Adică n-au mai fost alți morți acolo și era nou, săpat în stâncă, atunci, acolo. Pentru că, v-am mai spus eu, poate, că suntem în afara orașului, pe o ridicătură și acolo, sigur, nu era teren drept.
Oricum, s-a reușit săparea unui mormânt. Lângă acea cocoașă, dacă vreți, acea ridicătură rotundă care avea forma unui craniu, a unei căpățâne umane. Tocmai de aceea, Iosif din Arimatea îi oferă lui acest mormânt. Și mai mult decât atât, nu intru eu acum în istorie, poate o dată o să avem ocazia, vreau să vedeți aici în dreapta mea acest giulgiu. Este mărime naturală și este o pânză mare pe care tot Iosif din Arimatea o oferă, vedem aici generozitatea lui, o oferă ca Iisus să fie să fie acoperit. Nu știu dacă v-am spus vreodată, la evrei nu este sicriu. Nici azi, nici un fel de sicriu, ci doar un cerșaf mare, un giulciu ca acesta, se acoperă tot, absolut totul și se duce în groapă și se lasă cu acel cerșaf mare sau acel giulciu. Doar atâta este un ritual interesant, l-am văzut și eu, când zice cineva chiar este înmormântat, vine, este un ritual, deși se știe cine este, dar cineva din familie mai desface puțin la față și vede, el este, gata, se poate mormânta. În sensul acesta, deci, Iosif din Arimatea iarăși are merit, oferă, este o pânză foarte prețioasă, o pânză adusă de undeva din Siria, din Damasc, pe care probabil l-a păstrat tot pentru mormântare și o oferă lui Iisus. De aceea, acest giulgiu, anul acesta este chiar și un an frumos, fac paranteze mai multe, dar ca să nu pierdeți firul, bănuiesc, Papa va merge la Torino și este anul special al giulgiului, vrea să se închine, să se roage în fața acestei relicve a lui Iisus Hristos. Sigur, noi avem aici aceste copii, dar mărimea și tot ce este culoare este absolut identică cu cel de la Torino. Am încheiat paranteza. Tocmai de aceea, Iosif din Arimatea, repet, are acest mare rol. Poate vă întrebați, sunt 2000 de ani de atunci, ce s-a întâmplat cu Sfântul Mormânt, Mormântul Domnului? Când spui mormânt, de obicei, în limbajul nostru, puțin nu te bucuri, nu te înveselești. Mormântul de mai e ceva trist. Ei bine, în cazul Sfântului Mormânt, nu e ceva trist. A fost, dar nu. Nu mai este, pentru că acel loc, mormânt, ce-o fi fost el, cum a fost împrumutat al altuia, cum a fost, acel loc devine altceva. Pentru că el nu mai vorbește despre un mort care este acolo și îți creează oarecum disgrație. Este un loc unde strălucește, răsare, înflorește viața. Este minunat. De aceea Sfântul Mormânt, mult timp, foarte mult timp, sute de ani, am vrut să spun, nu știu ce înseamnă, mult sau puțin, a fost venerat ca atare. Însă, la un moment dat, a venit un împărat roman, Adrian, mi se pare, se chema împăratul Adrian, care, văzând credința creștinilor, a vrut ca pe acel mormânt al creștinilor, pe care el venerau foarte mult, să construiască deasupra un altar și să pună o zeiță, zeița Adonis. A fost rău, dar a fost și bine. De ce? Pentru că, construindu-se un altar peste Sfântul Mormânt, când a plecat împăratul Adrian, când s-a desființat acel altar, descoperindu-se, Sfântul Mormânt a rămas identic. Nu tot așa însă s-a întâmplat și pe vremea turcilor. Când au venit turcii prin secolul al XII-lea, cred, Hakim cel Mare, el a avut o persecuție groaznică la Ierusalim. Se spune că era sângele creștinilor până la genunchi. Poezie. Da. Și în forma aceasta, el a dat un decret prin care Sfântul Mormânt sau mormântul creștin o să fie distrus. Se spune, cu ciocănelul au spart turcii mult și bine până s-a stricat, s-a ajuns la cota zero cu acel mormânt. De aceea, poate, cei care ați fost acolo v-ați întrebat de ce nu mai este Sfântul Mormânt. Nu mai este pentru că turcii l-au sfărâmat numai ca să nu mai rămână urmă pentru creștini. Sigur că au plecat și acest Hakim, au venit mai departe, însă creștinii, mai ales călugării, mai întâi benedictini și apoi franciscani, au avut mare grijă de acest mormânt ca să se păstreze. Și, sigur, locul este identic, însă doar forma, eu știu, s-a schimbat în decursul istoriei de mai multe ori. Astăzi, sigur, cine ajunge acolo poate să vadă două cămăruțe, este camera îngerului unde se mai păstrează o bucată din piatra de la care a fost pusă la intrare, piatra mare, și după aceea este propriu zis Sfântul Mormânt.
Dar n-aș încheia aceste gânduri ale mele negativ. Sigur că am vorbit despre suferințele Domnului, însă vreau să spun că acest mormânt are trei calități enorme. Una este mărturie clară a învierii Domnului. Adică noi știm clar că Iisus nu este acolo. Iisus a înviat. Este un mormânt care vorbește despre viață. În al doilea rând, este un mormânt care atrage pe toți creștinii. Este un mormânt al unității. De ce? Pentru că la acest mormânt nu pune nimeni nicio barieră. Tu ești ortodox, n-ai ce căuta aici. Tu ești catolic? Nu. Deci absolut toți creștinii, mi se pare, dacă vreți, fundamental că acolo ne întâlnim toți. E adevărat că pe diferite perioade ale zilei, fiecare are un drept de a sta un fel de paznic la mormânt. Stă strajă, hai să spunem, la mormânt. Dar toți, absolut, în același timp, pot să participe acolo. Sunt trei biserici, de fapt, care au dreptul acolo. Este Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă și Biserica Armeană. De aceea spun, este un loc al întâlnirii tuturor creștinilor. Și nu în ultimul rând, este un loc unde cred eu că se spun cele mai multe rugăciuni pe fața Pământului. Oamenii, nu știu cât, n-a cântărit nimeni, n-a măsurat nimeni câte lacrimi s-au vărsat acolo, câți oameni s-au convertit acolo. Pentru că nu se poate altfel. E locul celei mai mari minuni din istoria omenirii. E și al celei mai mari tragedii, dar este și al celei mai mari minuni care s-a întâmplat vreodată. Moartea rămâne învinsă. Moartea are capăt. Moartea se termină. N-are o putere veșnică. Suntem tentați adesea să spunem, după cum vedem noi lumea aceasta, răul învinge. Nu e adevărat. Sfântul Mormânt vorbește despre terminarea răului, despre finalul morții, despre un capăt al victoriei celui rău asupra binelui. Dacă noi suntem creștini, avem și această speranță și Sfântul Mormânt ne dă această speranță că nu totul se termină. Un episcop povestește că odată a fost la mormântarea unei tinere. Sigur că el a făcut acolo o ceremonie, dar familia nu prea era credincioasă. Și vine tatăl fetei la final și spune, da, preasfințite, zice, a fost o ceremonie foarte frumoasă, dar fiica mea nu mai este, tot nu mai este. Zice, i-am spus atunci, ba, este. Dacă ea a fost creștină, este. Și așa este. Oamenii care vor fi cu Hristos, în mormântul lui Hristos, cu mormântul lui Hristos, cu Hristos cel din mormânt, au viață. Oamenii aceștia doi, cu ei am început și cu ei termin, Iosif din Arimatia și Nicodim, chiar dacă noi am crezut că erau din partea dușmanilor, au fost cu Iisus și au câștigat. Tot omul care va fi în istorie și în viața sa cu Iisus, n-are ce pierde. Va fi un părtaș al roadelor mormântului sfânt. Va fi un părtaș al roadelor învierii Domnului. De aceea vreau să închei și să spun, mormântul în care a fost Iisus, un mormânt străin, un mormânt rece, un mormânt împrumutat, a devenit locul de unde a izvorât pentru toți oamenii speranță. Este locul unde nu mai spunem mormânt, ci spunem locul învierii. Pozitiv, chiar v-aș ruga să nu spuneți, în sensul că în discuțiile noastre, nu Sfântul Mormânt e cel mai corect, ci să spunem locul învierii. Iisus Hristos, pe care l-am urmat în acest post mare, pe calea crucii, pe calea suferințelor sale și pe care poate ne-am străduit să-L cunoaștem mai bine, să ne ofere tuturor roadele mormântului Său, adică roadele veșniciei. Lăudați să fie Iisus Hristos!